Bine v-am regăsit la principalul buletin al știrilor de astăzi de la Făgăraș, sunt Cosmin Bulzan. Municipalitatea vrea un centru social multifuncțional care să asigure consiliere și sprijin. Grupul țintă este format din 20 de copii ce provin din familii dezorganizate, la care se adaugă încă 15 vârstnici cu venituri reduse. Consilierii locali făgărășeni au avut de hotărât dacă înființează sau nu acest centru. Unii aleși locali nu au privit cu ochi buni programul, întrucât după încheierea stagiului de funcționare al proiectului, încă sunt prevăzute etape de contribuție financiară. În dezacord au fost și cu durata proiectului, un an și 8 luni, considerată mult prea scurtă. Făgărășenii care fac parte din familii nevoiașe pot fi ajutați grație unor programe atrase de municipalitate ce sunt finanțate cu fonduri guvernamentale. Tocmai din acest motiv s-au întrunit astăzi consilierii locali în ședință extraordinară, ce a avut pe ordinea de zi 4 puncte. Unul dintre acestea care a stârnit vii dispute s-a referit la înființarea unui centru social multifuncțional la Făgăraș, care asigură consiliere și sprijin pentru 20 de copii din orașul nostru ce provin din familii dezorganizate și 15 vârstnici cu venituri reduse și fără ajutor. Prin acest proiect, primăria și asociația își propune să înființeze un centru multifuncțional pentru de care vor beneficia în mod direct 15 persoane vârstnice și 20 de copii care vor fi selectați de către primărie prin serviciul de asistență socială. Fondurile alocate primăriei Făgăraș în valoare de 140.000 de franci elvețieni sunt destinate în principal echipei de implementare și reabilitării construcției puse la dispoziție în acest proiect, unde va funcționa centru, iar asociația va gestiona toate dotările, consumabilele și funcționarea centrului și va înființa o structură de economie socială care va funcționa în același loc, în scopul de a reuși și a asigura finanțarea viitoare a proiectului, dacă nu vor fi găsite alte surse de finanțare după ce acest proiect se va termina, proiectul fiind doar pentru 20 de luni de zile finanțat. Pentru că era ultima zi în care aleșii trebuiau să se hotărească cu privire la acest proiect, s-au discutat în detaliu toate amănuntele. Nemulțumirea unora dintre ei este legată de costurile proiectului și de durata sa de viață, doar 20 de luni. Asta în timp ce sunt necesare investiții, fără justificare, spun aleșii, după încheierea stagiului de funcționare. Ar fi o greșeală să ne axăm strict numai pe specificațiile din proiectul acesta pe 20 de luni pe cât este. Eu văd lucrurile în felul următor. Deci beneficiul pentru oraș ar fi asigurarea, deci reabilitarea, asigurarea cu mobilier a unui centru important care rămâne pentru municipalitate și dacă ne gândim la acest proiect pe 20 de luni, evident că putem discuta oricât, eu nu văd un mare lucru. Important este și ar fi foarte important pentru cetățeni ca el să continue și atunci asta este treaba administrației, într-adevăr, să continue, să poată furniza astfel de servicii. Ce continuăm la el? Cui se adresează acest proiect? Se știe la nivel de municipiu câți copii intră în categoria celor menționați de doamna profesor? Ce facem peste 2 ani? Pornim cu ei, îi aducem la marginea șanțului și îi lăsăm ca țiganul la masă să se înnece. Dacă noi, autoritatea locală, n-avem noi proiectul nostru cu care să continuăm chestia asta. Deci mie mi se pare un proiect subțire, imatur, și fără niciun fel de beneficiu, în afară de faptul, cum îmi spunea un coleg distins, că rămânem cu clădirea. Și după 20 de luni ce facem cu clădirea? Ne bucurăm că în baza acestor proiecte am renovat o clădire. Celelalte puncte de pe ordinea de zi au vizat acordul de parteneriat încheiat între primăriile Făgăraș și Mangalia, alături de mai multe instituții de învățământ din țară, printre care și Colegiul Tehnic Aurel Vijoli din Făgăraș, la implementarea unui proiect intitulat Stop Abandonului Școlar. De asemenea, tot pe ordinea de zi s-a aflat aprobarea statutului și a actului constitutiv al unei asociații de dezvoltare integrată a Făgărașului, precum și acordarea în regim gratuit a unui spațiu pentru sediu social în care va funcționa această asociație. Drumurile noastre poate se vor asfalta vreodată.
În ultima vreme, zona DN1 ce tranzitează Făgărașul a mai fost plombată. Dar ce folos, întrucât petecele nu țin, mai ales la trecerea mașinilor de mare tonaj. La toate acestea se adaugă revolta multor făgărășeni, ale căror locuințe sunt zguduite din temelii și chiar distruse de zdruncinăturile venite de pe șosele. Decopertate, în mare parte, sunt și străzi întregi, pe care s-au efectuat lucrări de înlocuire a rețelei de apă canal. În aceste zone, drumurile sunt mai rău decât cele de la țară. Drumul Național 1 este ca în palmă, dar numai până ce intri în Făgăraș. De cum se ajunge însă pe porțiunea ce tranzitează orașul, e jale. Gropile și denivelările stau înșiruite, încât șoferii circulă cu dificultate. Nu de puține ori, conducătorii auto nu au ce ocoli. Reduc viteza cât pot de mult și încearcă să treacă așa cum se poate, dar cu mare atenție pentru a nu rămâne captivi în găurile care s-au adâncit după ce a trecut zăpada și înghețul. E foarte rău. Și nu știu de ce primării nu se implică mai mult, că nu cred că n-au fonduri. Numai că ei mi-a dat, dau vina ba pe una, ba pe alta, că să facă nu știu cine drumuri naționale, ăia zice că primăria că există, nu știu dacă ei nu cumva au în administrare primăria o porțiune de drum de la intrare până la ieșire și trebuie să o facă primăria. Și dacă e în sub administrarea primăriei, de ce nu se ocupă ei? Așteaptă ca cetățenii care plătesc taxe, impozite, ai parte să-ți rupă mașinile pe aici și pe ei se interesează. Foarte rău. Foarte rău, nu știu. Poate că cu ocazia venirii primăverii se va și îndrepta situația. Să sperăm. Am până acum ceva la mașină? Da, am schimbat două brațe, și pe stânga și pe dreapta, pe față. Din cauza gropilor? Mă gândesc că din cauza gropilor. Dar să sperăm că totul va fi bine. În ultima vreme s-au mai efectuat mici lucrări de plombare la rece a craterelor din asfalt. Ajustările nu sunt de durată pentru că traficul intens al mașinilor de mare tonaj întreține dezastrul șoselei. Istoria parcursului celor 2,8 km ai DN1 este una cu cântec. În 2004, Ministerul Transporturilor a preluat din proprietatea primăriei Făgăraș acest tronson pentru a-l reabilita complet, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Primăria s-a judecat cu compania de drumuri și a pierdut procesul. Anul trecut, șoseaua a revenit în administrarea primăriei. Autoritățile au spus de la bun început că nu au banii să o repare și au cerut ajutorul Ministerului Transporturilor. Nu mi se pare firesc ca un șofer sau banii pe rovinietă să se ducă la stat și din sărăcia unui buget local să fie reparat un drum național. Dar până una alta, unde e lege nu-i tocmeală și va trebui să reparăm acest segment de drum până la identificarea altor soluții referitoare la traficul greu. Anul acesta în Făgăraș se vor reabilita mai multe străzi pe care s-au executat lucrări pentru modernizarea rețelelor de apă canal, aproximativ 20 de kilometri, fiind prevăzute fonduri de la bugetul local. Toate arterele de circulație pe care s-au efectuat săpături și au fost introduse conducte de apă și canalizare pe proiectul european derulat de compania APA Sibiu, lucrări care au fost efectuate de firma Recon și Doge, câștigătorul licitației, toate aceste săpături trebuie aduse la stadiul inițial al modului în care arătau șoselele când a fost predat amplasamentul. Drept urmare, dacă dintr-o stradă de 7 metri s-a spart un metru, acea suprafață de un metru trebuie reparată din banii acelui proiect. Urmând ca municipiul Făgăraș să-și îndrepte atenția cu sursele pe care le mai are spre alte străzi care nu au fost pe care nu a operat acest proiect de finanțare. Nu numai străzile afectate de șantierul apei sunt opacoste pe capul făgărășenilor. Circulația mașinilor grele pe DN1 a ajuns să le distrugă locuințele. Tirurile și camioanele trec cu viteză pe șoseaua care taie Făgărașul pe ruta Brașov-Sibiu și retur. Șoferii nu țin cont de restricțiile postate la intrarea și ieșirea din oraș, iar cetățenii sunt revoltați de stagnarea proiectului centurii ocolitoare. Aceasta există la stadiul de drum de pământ de 4 km, care ocolește orașul prin zona de nord. Proiectul început în 1998
Ministerul Transporturilor a fost abandonat. Cum traficul greu trece prin municipiu, edilii s-au gândit să perceapă o taxă de tranzit pentru autovehiculele de mare tonaj. Numai cu astfel de măsură este ilegală. 7 elevi de la Colegiul Național Doamna Stanca au obținut rezultate remarcabile la ultimele olimpiade și concursuri. Biologia, germana și matematica sunt disciplinele ce au adus satisfacție atât concurenților cât și dascălilor care i-au îndrumat. Pentru cei care s-au calificat la faza națională, studiul aprofundat continuă și asta din dorința de a confirma buna pregătire și la nivel de țară. Învățământul din România este unul mediocru dacă ne raportăm la rezultatele obținute la nivel național la cele mai importante examene din viața fiecărui elev, evaluarea națională și bacalaureatul. Este însă de notorietate faptul că țara noastră se situează pe locul întâi la multe dintre disciplinele la care se organizează olimpiade naționale și concursuri internaționale. Făgărașul a trimis de-a lungul anilor zeci de elevi străluciți la astfel de olimpiade și concursuri. An de an, elevii buni și talentați cu care ne mândrim ne-au reprezentat cu cinste. Colegiul Național Doamna Stanca din Făgăraș are la rândul cu ce se mândri. 7 elevi au reușit să exceleze la olimpiadele de matematică, biologie și germană. La biologie, 2 eleve de clasa 7 au reușit să obțină locul 1 și 2 la faza județeană. Iulia Stanciu merge mai departe la faza națională. Mi s-a părut destul de greu, însă la școală este o cantitate foarte mare de informații pe care le primim și încercăm foarte mult să ni le însușim. Mă pregătesc din greu pentru etapa națională și sper să mă întorc cu un rezultat foarte bun de acolo. Subiectele au fost destul de grele, la un nivel mult mai mare decât clasa 7-a, însă cu ajutorul doamnei profesoare și pregătirii intense pe care am avut-o, am reușit să fac un rezultat suficient de mare încât să mă calific la etapa următoare. Am luat locul 2 la Olimpiada de Biologie la faza județeană și mi s-a părut destul de greu subiectul, la un nivel de mai mare puțin decât clasa 7. Subiectele au fost despre anatomia corpului și au fost destul de grele. De aproape de la începutul anului am început să învăț mai mult decât trebuia la clasă pentru această olimpiadă. Și dascălii care i-au pregătit pe elevi au avut emoții mari. Spun că nu a fost o etapă prea ușoară, iar subiectele depășeau materia de clasa 7-a. Testarea a trecut cu bine, iar pregătirea continuă. Subiectele au fost foarte grele. Elevii la Brașov au fost peste 100 și ne-am bucurat pentru că am reușit să întrecem brașovenii și să ocupăm aceste locuri fruntașe. Etapa națională o să fie în săptămâna școală altfel și acolo o să participă cu primul loc, cu eleva Iulia. Și deja am început să ne pregătim și pentru proba teoretică și pentru proba practică. Materia este multă, avem și probă practică, dar sperăm să trecem prin toate și să venim cu rezultate frumoase. Pe lângă elevele olimpice la biologie și la Olimpiada de Limba Germană, s-au remarcat și 3 elevi care studiază la acest colegiu, singurul din Făgăraș cu predare în limba lui Goethe. Subiectele au fost dificile, dar copiii le-au trecut cu bine. Îmi place foarte mult, vorbesc de când eram mică, tata m-a învățat germană, am văzut și mult televiziune în germană, ceea ce mi-a ajutat formarea urechii. Și ești mulțumită de rezultatele pe care le ai? Da, sunt foarte foarte mulțumită, m-a motivat să continui și să mă îmbunătățesc cunoștințele. Am avut loc în Brașov, la Colegiul Național Dr. Ioan Meșută. Am fost noi de la Stanca și cei de la Meșută. A fost etapa județeană, prima etapă și a trebuit să prezentăm un rezumat de la una dintre cele 4 cărți pe care le-am citit. După aia am trebuit să vorbim să comentăm despre cele 4 cărți în germană. Foarte mulțumită, deoarece am luat locurile fruntașe, noi 3. Concursul a fost destul de greu, din moment ce a trebuit să citim cărțile într-un timp foarte scurt și prezentarea lor, deoarece nu știam ce carte să vom prezenta și să discutăm cu ceilalți concurenți a fost destul de ușor. O altă surpriză plăcută a venit din partea 2 elevi de la profilul uman.
Ei au participat la un concurs de matematică, iar rezultatele le-au adus multe satisfacții. Am fost la concursul Adolf Haimovici, concurs național. Am avut trei etape, etapa școlară, etapa locală și etapa județeană. Și pot să spun că am întâlnit dificultăți la etapa județeană, la subiectele, ultimele subiecte. Și totuși am reușit să iau și acolo un punctaj destul de bun, 11,5 puncte și mai aveam nevoie de 2,5 puncte și ajungeam și eu la faza națională. Mi s-a părut destul de greu. Am luat un punctaj bun, 14 puncte, m-am calificat pe faza națională și mi s-a părut destul de greu deoarece am dat din grafuri și din statistică matematică, ceea ce grafurile am făcut acum pe fugă, am apucat să facem și noi câteva modele și din fericire am reușit și am știut destul ca să iau punctajul necesar. Profesorii care îi pregătesc pe copii sunt mândri de faptul că eforturile lor au dat roade. Dascălii își doresc să transmită tuturor elevilor școlii dorința de pregătire continuă și de participare la olimpiade. Concursurile sunt foarte importante pentru viitoarele examene, cel de admitere la liceu și bacalaureatul. Ediția de astăzi a știrilor cu principalele informații locale se încheie aici. Doamnelor și domnilor, pentru a ne viziona și pe internet, aveți la dispoziție site-ul impactfăgăraș.ro și pagina de Facebook Impact Făgăraș. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi. După publicitate, urmăriți emisiunea Nova Special. Toate cele bune!